urmăriți acum. Bună dimineața tuturor și vă mulțumim foarte mult că ne sunteți alături. Eu sunt Nelia Rusu, sunt coordonatoare de program în cadrul Fondului Națiunilor Unite pentru Populație, UNFPA Moldova, și astăzi voi modera acest eveniment prin care dăm startul unei campanii naționale de informare care este organizată în comun de către Casa Națională de Asigurări Sociale, gazda noastră de astăzi, în parteneriat cu Fondul Națiunilor Unite pentru Populație și în coordonare cu Parlamentul Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale. Această campanie este cu genericul Fii părinte informat, cunoașteți drepturile. Această campanie este de fapt un următor pas care este întreprins de către autorități cu sprijinul UNFPA, prin care de fapt ne asigurăm că schimbările legislative adoptate anul trecut, prin care au fost îmbunătățite politicile prietenoase familiei, sunt înțelese de oameni și aduc acele schimbări așteptate. Îmbunătățirea acestor politici, de fapt, este rezultatul unui efort comun, unui parteneriat și a fost posibil doar prin unirea eforturilor noastre. Pe această cale vreau să mulțumesc și să salut prezența la evenimentul de lansare a campaniei pe domnul Alexei Buzu, ministrul Muncii și Protecției Sociale, pe domnul Dan Perciun, președintele Comisiei Protecție Sociale, Sănătate și Familie din cadrul Parlamentului Republicii Moldova, pe doamna Elena Țăbârnă, directoarea generală a Casei Naționale de Asigurări Sociale și colega mea, Natalia Plugaru, reprezentanta adjunctă a Fondului Națiunilor Unite pentru Populație în Moldova, partenerul de dezvoltare care a susținut implementarea și va susține în continuare acestor politici în Republica Moldova. Și salut prezența la eveniment a unui tată din cadrul companiei de patiserie Panilino, care este una din companiile campioane, cum le numim noi, în implementarea politicilor prietenoase familiei. Tata a patru copii, care de fapt este pe bannerul nostru al campaniei și care ne va vorbi care este experiența, având patru copii, de a îmbina viața de familie cu cea profesională. Așadar, cum menționam, în anul trecut s-au obținut mai multe progrese în acest domeniu și aș vrea foarte mult să ofer cuvântul domnului Dan Perciun pentru a face o scurtă incursiune în oportunitățile care s-au oferit familiilor cu copii, ajutându-i să îmbine viața de familie cu cea profesională. Aveți cuvântul. Da, bună ziua tuturor! Mă bucur mult că astăzi lansează această campanie. Eu sunt la o vârstă când am mulți colegi de clasă care sunt la o etapă în viață când planifică să aibă un copil sau au copii mici. Și am constatat că inclusiv mulți dintre ei nu neapărat cunosc tot spectrul de oportunități pe care astăzi le oferă statul Republica Moldova. De asta cred că informarea viitorilor părinți este extrem de importantă, în așa fel încât toată lumea să înțeleagă că inclusiv datorită ultimelor modificări care au avut loc la legislație, este un pic mai ușor să îmbini viața profesională cu viața de familie decât era până acum și, respectiv, este mai ușor să ai un copil în țara noastră. Noi ne-am axat pe câteva priorități anul trecut. Pe de o parte, să venim cu un anumit suport adițional financiar pentru tinerile familii. Pe de altă parte, să permitem să combinăm mai ușor viața profesională cu cea familială. Când mă refer la suport adițional, vorbim despre acea indemnizație de 1000 de lei, de care beneficiază astăzi toți copiii cu vârsta până la 2 ani de zile. Deci este o premieră și este o indemnizație universală care nu diferențiază în funcție de venitul părinților și este accesibilă tuturor. Este un început. Au fost multe întrebări dacă era necesar, poate să o facem pentru o vârstă și mai avansată. Cred că pe parcurs urmează să discutăm despre eventualitatea extinderii acestei indemnizații, dar anul trecut am pus cumva piatra de temelie a acestei abordări și este un lucru binevenit. Tot anul trecut am creat o nouă formulă pentru indemnizația din grijirea copilului, una mai scurtă, dacă până acum părinții aveau doar două opțiuni, să-și ia indemnizația până la 3 ani sau până la 2 ani și 2 luni, atunci de anul trecut există și posibilitatea unei indemnizații până la 1 an și 2 luni, deci luată de la 2 luni
din momentul nașterii copilului când expiră concediul de maternitate până la un an și două luni în valoare de 90% din salariul mamei sau tatălui anterior nașterii copilului. Deci dacă ceilalte două opțiuni ofereau 30% sau 60% și ulterior 30%, atunci această nouă opțiune este cumva pentru părinții care vor să revină mai repede la lucru și să aibă posibilitatea să ia o sumă mai mare de bani din contul acestei indemnizații de îngrijire a copilului. În același timp, pentru că noi credem foarte mult în implicarea taților în viața familială, este bine pentru cuplu, este bine pentru copil, am oferit posibilitatea ca concediul paternal de cele 15 zile să fie luat nu doar în primele 56 de zile din viața copilului, dar până la un an de zile. Deci acum tații dispun de o perioadă mai lungă de timp în care pot alege să iasă în concediu paternal și ne bucur mult că vedem cumva un trend pozitiv în acest sens, dar cu siguranță este mult de lucru. Sunt anumite preconcepții asupra cărora mai avem de lucrat, în așa fel încât mai mulți bărbați își asume participarea în viața de familie și în viața de cuplu și în special în primii ani de viață ai copilului. Tot anul trecut, la inițiativa platformei doamnelor din Parlamentul Republicii Moldova, au avut loc și anumite schimbări legate de concediu de maternitate. Deci dacă anterior era obligatoriu ca viitoarele mame să iasă în concediu de maternitate, o să mă corectez aici, doamnele, începând cu a 30-a săptămână de sarcină, acum lucrul ăsta rămâne la latitudinea fiecărei doamne. Deci atâta timp cât există acceptul din partea medicului care curează sarcina, doamna poate lucra până când consideră ea necesar să o facă, iarăși asta se înscrie în filozofia noastră că ne dorim să oferim cât mai multe oportunități părinților și fiecare dintre ei, în funcție de circumstanțele specifice, se poate să aleagă cât mai, cum să-și trăiască viața de familie. Era pe lângă asta o practică destul de răspândită când pentru a avea o indemnizație mai mare de maternitate, doamnele își dădeau demisia, în așa fel încât să beneficieze de indemnizația calculată în baza salariului soțului. Din păcate, există în continuare o diferență salarială în Republica Moldova și erau suficiente doamne în poziția când, dacă își dau demisia și aleg această opțiune, puteau beneficia de o indemnizație mai mare și cumva asta stimula plecarea acestora din câmpul muncii prematur. Ori, prin ultimele modificări, am intervenit și astăzi nu mai este necesar să fac lucrul ăsta, pot alege ca indemnizația lor de maternitate să fie calculată în baza salariului soțului, fără să fie nevoie să mai plece de locul de muncă. Deci, cumva, ne pare un lucru natural, normal, care trebuia făcut. Și tot anul trecut am modificat codul muncii și am reglementat mai clar acel regim flexibil de muncă, în așa fel încât să fie mai simplu pentru angajator să acomodeze necesitățile specifice ale familiei și, bună oară, să aibă un regim diferit de 4 ore în loc de 8 ore, o anumită perioadă de timp petrecută la lucru, o anumită perioadă de timp lucrată de acasă. Deci, cumva, am reglementat mai clar în codul muncii cum poate funcționa un asemenea mecanism. Trebuie să recunoaștem că nu neapărat este încă foarte popular și bine cunoscut de către angajatori. Inclusiv de asta, asemenea campanii de informare sunt foarte importante ca toată lumea să cunoască ce posibilități există și ce oferă astăzi statul. Din punct de vedere a următoarelor măsuri care urmează să fie implementate, cred că o să vorbească și domnul ministru, dar pentru noi prioritarea anul acesta este crearea de locuri mai multe în creșă și mini-creșă. Deci vorbim de creșă de tip familial, care se poate fi deschisă la domiciliu persoanei care prestează asemenea servicii pentru un număr de până la 5 copii și în egală măsură de finanțarea unui fond național de creșă pentru crearea de noi locuri în creșă publice. Ori, în continuare, sunt părinți care vor să iasă la lucru, dar neavând posibilitatea de a accesa servicii de îngrijire, nu pot să o facă și considerăm că este o barieră care trebuie rezolvată și asupra căreia planificăm anul ăsta să ne aplicăm în mod special. Cam așa și mulțumiri în primul rând tuturor partenerilor care au fost alături de noi, UNFPA-ului în primul rând și cu suport tehnic și motivațional. Ne bucurăm mult de acest parteneriat frumos și de Casa Națională de Asigurări Sociale care de fiecare dată ne-a ajutat să facem calculele și în ultimul rând Ministerul Finanțelor care a fost înțelegător
și a considerat că investițiile în copii și în familie sunt importante. Mersi. Mulțumesc foarte frumos, domnule Perciun, pentru oferirea acestor oportunități părinților cu copii, pentru că succesul acestor politici este, de fapt, în a oferi posibilități și oportunități și fiecare să aleagă ce este mai bine pentru familia sa. Ministerul Muncii și Protecției Sociale este autoritatea publică centrală care este responsabilă de promovarea acestor politici și de promovarea mecanismelor de implementare. Îl salut pe Ministrul Muncii și Protecției Sociale, domnul Alexei Buzu, care este un susținător desăvârșit al egalității de gen între bărbați și femei, dar și a oportunităților egale, și îl invit să ne spună care sunt prioritățile Ministerului pe această filieră. Domnule ministru, aveți cuvântul. Da, stimați colegi, colegii, bună ziua! Aș vrea să încep prin a mulțumi Fondului ONU pentru populație, pentru sportul vostru, în lucrul nostru de anul trecut și cu siguranță din acest an, agenției austriece pentru dezvoltare, pentru sport și tuturor colegilor. Aș vrea să mulțumesc și domnului Constantin pentru că ați venit să participați la acest eveniment. Participarea dumneavoastră este foarte importantă pentru că în Republica Moldova, cu părere de rău, o parte semnificativă din tați încă public au rezerve să-și asume roluri de îngrijire, să spună, deci să promoveze mult mai activ acest rol în societate, așa că eu vreau personal să vă mulțumesc foarte, foarte mult. Pentru noi, suportul tinerilor familii este crucial. Noi credem la minister foarte mult că trebuie să oferim cât mai multe posibilități părinților, mamelor, taților să combine viața profesională cu cea de familie. Și pentru noi un principiu foarte clar este flexibilitatea. Deci noi credem că cadrul de politici și măsuri pe care noi trebuie să venim trebuie să răspundă la nevoile câtor mai multe familii și un principiu pentru noi este flexibilitatea, deci noi și în acest an o să continuăm să venim cu alte opțiuni de a flexibiliza concediile parentale. Spre exemplu, la concediu paternal pentru tați, o să venim cu anumite formule de fracționare. Spre exemplu, dacă acum tații au posibilitatea să beneficieze de acest concediu parcursul unui an de zile, ei trebuie să decidă fie că utilizează tot concediu, uneori nu este posibil, să le oferim posibilitatea să-l fracționeze. Ne gândim și la posibilitatea de a introduce așa numitul bonus pentru echitate, atunci când ambii părinți utilizează într-o egală măsură sau concediul de îngrijire a copilului, deci aceste familii vor primi un bonus din partea statului, dar punctul de pornire cel mai important și despre aceasta a menționat și domnul Dan Perciun, este că noi în acest an trebuie să reușim să creăm cât mai multe, să lărgim accesul la serviciile de îngrijire. Deci la sfârșitul anului Parlamentul a adoptat o lege foarte importantă cu privire la serviciile alternative de îngrijire a copilului și deci o să încercăm să abordăm această problemă multilateral, deci o să încercăm să încurajăm cât mai mulți angajatori să creeze servicii de îngrijire a copilului pentru angajații lor. Legea de asemenea prevede ca instituțiile de învățământ să creeze asemenea servicii pentru studenți, pentru că datele pe care le avem arată că rolurile de îngrijire, în special ale femeilor, le previn nu doar să îmbine viața profesională, deci să participe pe piața muncii, dar și să aibă acces la servicii de instruire. Deci legea permite instituțiilor de învățământ să creeze asemenea servicii și foarte important este să extindem serviciile publice de creșe prin acel Fond Național al Creșelor și să încurajăm cât mai mult, unde este posibil, o măsură mai cost-eficientă de crearea
a creșilor de tip familial. Un alt aspect important pentru noi, cum am spus, este că experiența Panelinos, pe exemplu, da? Deci de a crea un loc prietenos a părinților, atât pentru tați, cât și pentru mame, vrem să o extindem, să fie nu o excepție pozitivă, dar o normă în Republica Moldova și noi, în mai multe programe ale Ministerului, vom încerca să avem un dialog mult mai consolidat și mai strategic cu asociațiile patronale, asociațiile de business, să propagăm aceste programe, măsuri. Spre exemplu, avem în pregătire un instrument prin care angajatorii pot să vadă, să măsoare procedurile pe intern, cât de multe ele se aliniază la anumite principii de a combina viața profesională cu cea de familie. Sau măsuri prin care angajatori pot să încurajeze tații să beneficieze într-un mod adecvat și echitabil de concediu paternal. De ce spun asta? Pentru că toate aceste măsuri, toate studiile arată că, unu, ele reduc sărăcia. O să vedeți, sărăcia copilului în Republica Moldova este în familii care unde părinții nu lucrează. Ele cresc ocuparea femeilor, ele cresc productivitatea salariaților, da? Și ele oferă angajatorilor mai multe posibilități de a angaja salariați cu o pregătire adecvată. Dacă întrebăm care este problema numărul unu a antreprenorilor din Republica Moldova, problema numărul unu este că ei nu pot să găsească personal cu pregătire adecvată. Pentru că noi avem încă situații când foarte multe femei nu pot să revină atunci când doresc pe piața muncii, avem asemenea situații. Deci este acest deziderat al nostru este unul foarte, foarte important și va fi tratat cu maximă atenție din partea noastră. Și ultimul lucru care vreau să-l spun este că un alt principiu important a Ministerului și a Parlamentului este că noi o să încercăm să ascultăm mult mai atent vocea părinților. Deci, încă o dată spun, domnul Constantin, participarea noastră este foarte importantă și noi găsim instrument prin care studii, consultări publice, deci noi o să încercăm să înțelegem cum putem să șlefuim, să îmbunătățim aceste măsuri, într-adevăr, ca cât mai mulți părinți să cunoască de ele și să beneficieze. Mersi foarte mult pentru că m-ați invitat la acest eveniment și succes în această campanie. Vă mulțumim foarte mult, domnule ministru, pentru prioritățile pe care le-ați menționat pentru această continuitate de a îmbunătăți și a perfecționa politicile. Dragi prieteni, campania Fii Părinte Informat, Cunoașteți Drepturile a fost posibil de organizat și acum de realizat doar cu suportul Casei Naționale de Asigurări Sociale, care au fost receptivi, care au fost deschiși și s-au implicat plenii potențial la organizarea acesteia. Vreau să o invit acum pe doamna Elena Țăbârnă, directoarea generală a Casei Naționale. Din start vă mulțumesc personal pentru dedicație și întregii echipe cu care am lucrat și care este implicată foarte mult în implementarea politicilor sociale. Și vreau să ne informați detalii despre campanie, cum vor fi organizate cele sesiuni de informare în teritoriu, ce trebuie să știe populația, cum să acceseze localitățile unde vor avea loc aceste sesiuni. Vă rog foarte mult! Mulțumesc, Nelia. Noi, ca de fiecare dată când are loc implementarea politicilor în domeniul asigurărilor sociale, suntem acea instituție care avem ca scop, ca obligație de a informa cetățenii cu privire la noile modificări în legislație. Și politica în domeniul asigurării familiilor cu copii nu este ca o excepție. Și suntem onorați de faptul că împreună cu Fondul ONU pentru Populație suntem atrași în campania de informare, de care astăzi discutăm. În primul rând, campania de informare are ca grup țintă părinții, tinerii părinți, toți cei care au în familie copii și au grijă de copii. Respectiv ne-am pus ca scop și ca obiectiv să fim mai aproape de cetățeni, astfel ca în fiecare centru raional să asigurăm câte o ședință, câte o sesiune de informare. Graficul acestor sesiuni de informare îl găsiți pe pagina web oficială al Casei Naționale
și pe rețelele de socializare, el este diseminat. În acest grafic găsiți locația, găsiți ora și găsiți data. În general, sesiunile de informare vor avea loc în perioada 19 ianuarie până pe 28 februarie. În cadrul sesiunilor de informare, noi vom aduce foarte detaliat la cunoștință despre noile modificări în legislație, despre modificările în legislație care vor intra inclusiv în vigoare începând cu 1 martie, despre faptul cum este mai ușor să accesați serviciile Casei Naționale în materie de indemnizații familiei copii, cine are dreptul la aceste indemnizații, care sunt condițiile de stabilire a indemnizațiilor. Inclusiv în cadrul acestor sesiuni de informare, noi vom răspunde și la întrebări și respectiv vom avea nevoie și de anumit feedback din partea participanților la aceste sesiuni de informare. Totodată mai multe detalii, chiar și în afara campaniei de informare, le puteți obține și prin intermediul call centrului Casei Naționale de Asigurări Sociale și la oficiile teritoriale ale instituției. Totodată vreau să mulțumesc încă o dată partenerilor noștri, Parlamentul Republicii Moldova, că a ținut cont mereu de propunerile instituției atunci când s-a materializat politica în legislația pe care o avem la moment. Și ținând cont de dorința familiilor cu copii, pentru că îmi dau seama că într-o țară este foarte important să crești o generație sănătoasă și prosperă, noi mereu suntem gata ca să contribuim și în continuare la perfecționarea legislației în domeniul indemnizațiilor familii cu copii. Doamna directoare, vă mulțumesc foarte mult pentru aceste precizări și, într-adevăr, această campanie este un exemplu cum, printr-un parteneriat al autorităților publice centrale cu autoritățile publice locale și cu partenerii de dezvoltare, atingem publicul țintă, deci viitori părinți, tineri, actuali părinți, angajatori și reprezentanții sectorului privat din aceste localități. Acum o invit pe doamna Natalia Plugaru, reprezentantă adjunctă a Fondului Națiunilor Unite în Moldova, să ne spună care sunt beneficiile pe termen lung ale implementării politicilor prietenoase familiei și acestor schimbări, atât pentru familii, dar cât și pentru țară, și de ce UNFPA susține astfel de schimbări. Mulțumesc frumos! Bună ziua tuturor! Vreau în primul rând să încep prin a mulțumi Casa Națională de Asigurări Sociale pentru deschiderea de a organiza în comun această campanie de informare prin care vrem să ajungem în toată țara la cât mai mulți cetățeni din Republica Moldova. Totodată vreau să mulțumesc și Parlamentul Republicii Moldova și Ministerul Muncii și Protecției Sociale pentru parteneriatul durabil pe care îl avem deja de mai mulți ani în promovarea acestor politici prietenoase familiilor. Într-adevăr, cunoaștem cu toții că familiile în general sunt foarte diferite și necesitățile în fiecare familie la fel sunt foarte diferite. Ceea ce aduc aceste schimbări legislative este să ofere diferite opțiuni. Ori acest lucru este cel mai important. Atunci când statul îți oferă diferite posibilități, diferite opțiuni, iar familiile până la urmă își aleg ce este mai potrivit pentru ei și care sunt aranjamentele cele mai potrivite. Cine își ia concediu de îngrijire a copilului, când se întoarce pe piața forței de muncă, în ce măsură și când să solicite și să negocieze cu angajatorul diferite modalități flexibile de muncă. Toate acestea opțiuni pentru a oferi familiilor din Republica Moldova să combine, cum zicem noi, armonios viața personală cu viața profesională. Pentru noi, la Fondul ONU pentru Populație, este important ca prin programele pe care le susținem să răspundem cât mai bine la necesitățile oamenilor. Și vreau să vă aduc o informație destul de interesantă și poate captivantă, pe de o parte. Conform unui studiu demografic pe care l-am realizat
împreună cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, studiul generației și gen, jumătate din populația Republicii Moldova consideră că numărul optim de copii în familie este 3 și chiar mai mulți. Dar noi cunoaștem cu toții că până la urmă ei decid să aibă mai puțin copii și fertilitatea în Republica Moldova este destul de joasă. Printre factorii sau bariere pe care familiile le numeră pe lângă aspectele economice au fost și aceste bariere în ceea ce privește lipsa flexibilității concediu de îngrijire a copilului sau perioada scurtă în care se ia concediu paternal, inexistența pe atunci a condițiilor flexibile de muncă. Deci toate aceste schimbări legislative de fapt au venit să răspundă la necesitățile oamenilor, astfel încât, într-un final, ei să aibă acest drept, să aibă numărul dorit de copii și să atingă acest potențial pe care și-l doresc. Cum s-a mai menționat, prin această campanie noi ne propunem să ajungem la angajați, angajatori, familii, ca schimbările să nu rămână doar pe hârtie, dar să fie, de fapt, implementate și familiile să beneficieze de aceste lucruri. Și, cum au menționat și colegii și partenerii, oricum recunoaștem că în Republica Moldova deocamdată mai există stereotipuri de gen, niște norme sociale care atribuie în special rolul de creștere a copilului, rolul de îngrijiri casnice femeii. Și până la urmă, dacă ne dorim aceste schimbări să fie într-adevăr implementate și familiile să beneficieze, va trebui să continuăm să lucrăm pe schimbarea stereotipurilor de gen, să implementăm programe prin care să promovăm egalitatea între fete și băieți, între femei și bărbați, și să promovăm programe de implicare a taților în creșterea copiilor, pentru că și domnul Constantin, într-adevăr, este un exemplu și o să auzim și istoria dumnealui, pentru că nu inventăm roata, există studii, analize care deja demonstrează că implicarea taților are un beneficiu imens asupra creșterii copiilor. Bună oară, să vă dau un exemplu, dacă tații se implică în mod egal în creșterea copilului, performanța academică a copilului crește cu 40%, sănătatea mentală este mult mai bună, copilul este mai puțin predispus să se implice în careva comportamente riscante și, în general, armonia și înțelegerea în cuplu crește. În final, vreau să fac și un apel către angajatori, pentru că această campanie se adresează și lor și sectorului privat și public, cu care am lucrat în ultimii ani, ca să susțină angajații să beneficieze de concediu paternal, concediu de îngrijire a copilului, să creeze condiții prietenoase la locul de muncă, cum sunt, de exemplu, spațiile amenajate pentru femeile care alăptează, care pot să combine și alăptarea și serviciul, să creeze acele condiții pentru familii cu mici copii, pentru că atunci când angajații sunt satisfăcuți și productivitatea companiilor crește. În final, vreau să exprim angajamentul din partea Fondului ONU pentru Populație că vom continua să susținem și să lucrăm cu Parlamentul, cu Ministerul Muncii și Protecției Sociale, ca să avansăm și mai departe, într-adevăr, pe subiectul creșelor, pentru că rămâne încă un subiect destul de important, ca să devină accesibil pentru familii și ei să-și realizeze acel număr visat de copii și să aibă toate facilitățile și suportul din partea statului în acest sens. Mulțumesc mult! Dragă Natalia, mulțumesc foarte frumos! Dragi prieteni, ca parte a campaniei de informare, pe lângă sesiunile de informare în teritoriu, la nivel local și interacțiunea directă cu beneficiarii, noi am pregătit în colaborare cu autoritățile, cu Parlamentul și Ministerul Muncii și Protecției Sociale și Casa Națională de Asigurări Sociale, 3 videouri animație care vor prezenta, de fapt, îndemn pentru părinți să ia concediu de paternitate, ar fi primul și astăzi îl vom prezenta. Și ulterioarele țin de îndemnul sau pentru părinți de a partaja concediul de îngrijire a copilului. Și ultimul video se va referi la îndemn pentru angajatori să ofere concediu de paternitate și alte tipuri de concedii. Vă rog, regia, să montăm. Andrei și Maria au devenit recent părinți. Băițel,
Andrei este șofer și a fost alături de soție și copil din primele clipe de viață. El a solicitat de la angajatorul său concediu paternal de 2 săptămâni. În această perioadă, a primit de la CNAS o indemnizație echivalentă cu salariul său. La fel ca Andrei, fiecare tată angajat din Republica Moldova poate lua concediu paternal de 14 zile în primul an de viață al copilului. Solicită concediu paternal de la angajatorul tău. Accesează www.cnas.gov.md sau sună la 022-257-777. Aceste videouri vor fi difuzate ulterior la televiziuni, pe social media, ca să fie cât mai mult diseminate și să ajungă la tot cei care noi ne propunem. Acum, cum am menționat și la începutul evenimentului, evenimentul este întregit de către prezența domnului Postu, care împreună cu soția sa, Aliona, activează în cadrul aceleiași companii de patiserie Panilino și cresc împreună 4 copii. Vă invit, domnule Constantin, să ne spuneți cum reușiți să munciți și în același timp să aveți grijă de copii și să reușiți pe ambele filiere. Vă rog. Da, bună ziua. Eu, în practica mea, vă spun că, adică, fie mamă, e foarte greu. Eu am tras, am simțit ceea ce asta când soția a născut a 4-lea copil. Am rămas eu cu toți 4. Și atunci am înțeles ce înseamnă să fii mamă, cât e să fii de dimineață până seară, să ai grijă să-i hrănești, să-i îngrijești și tot în același timp să reușești să faci și mâncare pentru când vine soțul acasă. Într-adevăr, este foarte, foarte greu pentru o mamă, de aceea eu am ajutat-o pe soție. Am avut eu grijă de copii când i-a avut grijă de cel mic, ori când era trebuie de făcut mâncare. Toate lucrurile au fost făcute împreună. După cum și-a spus, când mergem la biserică, din doi ne facem unul, așa ne-am făcut și noi, din doi în unul. Și împreună am reușit și am învins toate greutățile și am putut să reușim ceea ce am avut noi nevoie să facem și copiii s-au bucurat de prezența noastră. Dar o precizare, cât de important este suportul angajatorului atunci când vă doriți într-adevăr să fiți alături, să vă implicați plenipotențial și să împărțiți sarcinile de îngrijire de acasă? Ceea ce ține de serviciu, într-adevăr, am avut o discuție cu domnul director care mi s-a acordat am avut posibilitatea de a lua, când a fost nevoie, lua copiii la serviciu. Ca să, acolo la noi este spațiu de amenajat și este posibil să avem cu grijă să lăsăm copiii, ca noi să ne putem face lucruri pe plan profesional. Și de aceea este foarte important pentru mulți părinți ca să înțeleagă că este un serviciu este într-adevăr important pentru oricine, pentru că serviciul până la urmă ne hrănește, dar nu trebuie să uităm că avem și copiii și familia, care ei este pe primul loc și ar fi bine să îngrijim, cel mai important este acest lucru. De aceea ar fi bine fiecare angajator să ia în considerație pentru a ajuta muncitorul să-și poată să aibă un venit, să-și poată întreține familia. Suportul angajatorilor, într-adevăr, este foarte important pentru familii. Dragi jurnaliști, dragi prieteni, noi am epuizat agenda intervențiilor și tot ceea ce ne-am propus. Acum declarăm sesiunea de întrebări-răspunsuri. Rugăm foarte mult ca întrebările noastre să fie axate pe subiectul discuției de astăzi. Dacă sunt unele întrebări, vă rog foarte mult. Înseamnă că intervențiile au fost extraordinare și au fost foarte explicite și mesajele pe care vă le rugăm să le transmiteți publicului sunt foarte bune. Aveți în mape materiale relevante acestei campanii și sunteți invitați să participați și să reflectați aceste sesiuni de informare inclusiv la nivel local.
Și la fel vă vom expedia aceste videouri pe care, despre care am menționat, pentru a le difuza și dumneavoastră. Vă dorim o zi frumoasă în continuare, nouă succese la realizarea campaniei și cât mai frumoase proiecte în continuare. O zi bună! Andrei și Maria au devenit recent părinți. Băițel. Andrei este șofer și a fost alături de soție și copil din primele clipe de viață. El a solicitat de la angajatorul său concediu paternal de 2 săptămâni. În această perioadă, a primit de la CNAS o indemnizație echivalentă cu salariul său. La fel ca Andrei, fiecare tată angajat din Republica Moldova poate lua concediu paternal de 14 zile în primul an de viață al copilului. Solicită concediu paternal de la angajatorul tău. Accesează www.nas.gov.md sau sună la 022 257 777.